Bravo, tată, este. Uitați-vă. Ia, uitați-vă. Bună seara. Dă-ți drumul la mingea aia, mă. Stai, mă, că vorbesc și eu cu oamenii ăștia. Jucați extraordinar. Să trăiți. Lică Picioruș mă numesc. Divizia C, divizia B. Am băgat capul și prin A un pic așa, fundaș dreapta când nu eram rezervă. Am trecut și pe la Dinamo, da. Mi-a zis Nea Cornel Dinu că alerg ca o combină cu șoferul beat. Am fost și la Steaua, mi-a zis maestrul Lăcătuș că bă, calcă pe ochi dacă mai intru o dată așa la el. Am plecat. Am tot plecat, de fapt, m-am tot schimbat. Jucător de bandă, de viteză, na, ce vreți. Fugeam mai mult de la o echipă la alta. Mari oameni, ce vremuri, ce fotbal, domne, ce mari generații. Dar m-am lăsat greu de tot, da, să știți. Mă prinsesem de fotbal ca boala de omul sănătos, ca o adolescentă de Irinel Columbeanu, ca pușcăria de Borcea. Da, erau vremuri în care se făceau bani, domne, de ce să mint? Am și eu două apartamente, mi-am făcut și un service auto și asta e ce mi-a rămas, că mi-a plăcut și viața, domne. Erau patron grei în fotbal în anii 90-2000, când am activat eu, un Tatajan, un Marian Iancu, un Borcică, Porumboi, un Pinalti, un Mititelu, oh, 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 pe la toți am trecut, cu toți am făcut cașcaval. Că îmi dau și lacrimile de amintire așa, de nostalgie, domne. Uite, îmi amintesc un meci Ceahlău Bistrița. Trei boabe am reușit, domne. În sensul că nu ieșea cum trebuia și în ultimele 10 minute am facilitat două penaltiuri. Intrări serioase, mă, așa, a la Tamaș, păi, da? Plus un hands în careu, cu amândouă mâinile, să fiu sigur că vede amețit-o ăla de arbitru. Bă, am jucat pe o primă foarte mare atunci. Țin minte că mi-a dat tata Jean și primă specială. Supliment, cum îi ziceam noi. Ce să, se vindeau meciuri, dar se și cumpărau, domne. Știți ce zic? Ca cui văd pe mulți. Domne, am participat și eu la meciuri trucate. Haide, mă. Hai, mă, că tot fotbalul a fost trucat după 90. Nu un meci sau altul. Trucați erau conducătorii de cluburi. Trucat era Mircea Sandu ăla. Un blat de om era Mitică Dragomir. Iar fotbalul românesc în anii ăia, condus de oameni precum Giovanni Mafiotu, dacă îl vedeai de sus așa, îți venea să-l iei cu o punguță, ca pe un rahat de câine. Eu nu vă mint. Dacă voiam fotbal, mă uitam la televizor, tată. Dacă voiam fotbal, mă uitam la Hagi, la Gică Popescu, mă uitam la generația de aur. Când mă duceam să joc eu, mă duceam la muncă, tată, ca la fabrică. Îmi zicea tata Jean cât să fie scorul, îmi făcea semn din poartă burebista cât de tare să dau pasa la portar. Ce dracu, aveam niște emoții câteodată. Nu râdeți, nu râdeți, că trebuie să știi un pic de fotbal ca să trântești un meci. Dacă fuge varza de tine, n-ai cum. Că asta era problema noastră. Puteam, am fi putut, dar n-am vrut să ne fie greu. Noi eram clanul sportivilor de când nu existau clanuri în România. Am trucat primul meci imediat după Revoluție. 17 ani aveam, jucam în divizia B. 3000 de lei am primit. Am zis, bă, e libertate, mă, hai, mă, să facem și noi niște bani. Hai să facem bani, că fotbalul oricum nu mi-l ia nimeni. Oricum știu, sunt talentat, sunt tânăr, vorba aia, am toată viața în față. Da, așa ziceam, dar nu știu cum naiba s-a întâmplat, că după aia tot ce mi-amintesc e că eram în 2006 pe un teren din Petroșani. Se terminase meciul, eram în Liga a 4-a și mă spălam cu apă rece. Aveam 33 de ani, mințisem fotbalul, mă mințise și el, amândoi mințiserăm publicul. Iar publicul nu mai era. Publicul a dispărut de pe stadioane. Acasă aveam un copil de 7 ani care se lăuda la școală că tatăl lui e fotbalist. Și mi se rupea sufletul, domne, dar nu puteam să-i spun copilului, nu, iubitul meu, tati al tău nu e fotbalist. Tati al tău ar fi putut să fie fotbalist. Tati e un mincinos și un hoț și un impostor. A purtat ilegal echipamentul de fotbalist, pentru că s-a înhăitat cu toți hoții și cu toți bețivii. Dar acum, astăzi, 17 octombrie 2018, la 45 de ani, mă simt din nou mândru. Mă simt selecționat, mă. Mă simt și eu din nou fotbalist. Și mi-amintesc de puștiul ăla care voia să ajungă ca Maradona și ca Van Basten.
Știți de ce sunt mândru? Că mi-au amintit copiii ăștia de la tineret, după atâția ani, că fotbalul nu doar poate să fie frumos, trebuie să fie frumos, trebuie jucat cu poftă, trebuie să te facă fericit, să te bucuri că ai această pasiune, să te bucuri că poți să-i faci și pe alții să fie fericiți alături de tine, în tribune, la televizor. Așa că vreau să transmit un mesaj. Nu-i mai mințiți pe oameni că vă mințiți pe voi. Asta nu înțeleg la noi nici fotbaliștii, nici cei care conduc fotbalul. Se joacă în Liga 1 cu tribunele goale. Pentru cine jucați, mă, jucătorilor? Pentru cine jucați, mă, patronilor? Ce sens mai are fotbalul dacă nu vin oamenii să se uite? Dacă orașele nu simt că echipele sunt ale lor? Dacă oamenii nu se bucură de fotbal? Jucați în cartier, mă, jucați seara la o bere, cum mai joc și eu, cu alții care au păcălit fotbalul. Dar nu-i mai înșelați pe oameni. Și mai ales voi, ăștia mici, că de la voi așteptăm să faceți o țară. Noi n-am putut mai mult. Urmele comunismului ne-au distrus mințile și sufletele. Nu înșelați viața, mă, pentru o casă, o mașină și niște petreceri. Dacă tot aveți darul ăsta, încercați să puneți în el toată pasiunea de care sunteți în stare și să-i faceți pe oameni fericiți, mândri de voi, să-i scoateți iar pe români în stradă, că despre asta este sportul. Hai, România! Vă pupălică! Hai, bă, dă drumul la minge! Sunt unii care s-au retras cu jucăriile într-un colț și se joacă acolo liniștiți. Nu deranjează pe nimeni, nu cer de mâncare, nu vor apă. Te uiți la ei și îți dai seama că mai degrabă au nevoie de consiliere sau de tratament. Deci am citit știrea asta și am zis că nu e adevărat. Ion Iliescu, printre cei care vor fi chemați la audieri de Comisia SPP. Pe listă mai sunt și alte nume grele, precum Dragnea sau Băsescu. Serios? Sunt niște parlamentari care au făcut Comisia SPP și care anchetează ceva, orice? Bă, nu pot să cred. Demența e spor național, fraților. Am votat și rezultatul a fost cu unanimitate. O serie de nume ce se propune a fi chemate la audieri și, într-adevăr, pe această listă este și domnul președinte Liviu Dragnea și doamna premier Dăncilă și chiar foștii președinți, domnul Traian Băsescu, domnul Ion Iliescu, domnul Emil Constantinescu, foști premieri, Sorin Grindeanu, Mihai Tudose. Așadar, și-au făcut unii o comisie care anchetează ceva despre Serviciul de Protecție și Pază. E, și-au votat ei pe cine să cheme, mă, să audieze ei, să pună ei întrebări. Luați-mă ocaz, mă, ieșiți în curte să pați la pomi. Faceți ceva util pentru societate, mă, băieți. Uite, să pați la metrou, că din 2011 nu reușim să facem 6 km de metrou. Puneți mâna pe o carte, lăsați naibii listele. Au votat, mă, ei o listă. Au făcut ei o listă și au votat niște unii, nimeni pe drum, parlamentari puși pe anchete, cică. E plin statul român de astfel de comisii și de astfel de băieți care fac și refac ședințe, votează nimic și după aia pleacă acasă și așteaptă salariu pe card. Ăștia, fraților, sunt artiști ai frecării de mentă. Ce rodnic lucrează viața în folosul meu. Vă spun, pe unii ca ăștia o să-i vezi și după sfârșitul lumii. Ei și peturile de bere. Atât o să mai rămână din lumea asta. Oi, nu se poate, nu se poate. Altă epidemie, domne. De data asta, la polițai. Nu s-a terminat bine încătușarea vânzătoarei de gogonele din Ploiești, că a început altă intervenție dificilă, ceva mai încoace, lângă București. Ce faci, femeie? Lovești mașina poliției? Pătrundere pe contrasens, schimbarea direcției de mers fără asigurare prealabilă, ultraj, în total 5 chestii. Amendă 10.000 de lei și 20 de puncte de penalizare. Dacă mă enervezi, te pun să faci 100 de flotări. Nu că nu se mai poate. Noroc că Loganul e mașină rezistentă, nu s-a plâns, n-a zis nimic, altfel chemam întăriri de la jandarmerie. Stai aici!
Hai tu crezi că am vrut pe mine? Când de ce rezultat are niște? Zic cât te răspund. Păi nu știu, dar spune că nu știu ce știu. Unde crezi că? Păi vrei să bag un porbagaj așa mă dă în mie? Bă, dracu, mă! Ce porbagaj, mă, cap de cretă, la cât a rămas din bătrână încăpea și în torpedo. Da, scenă filmată în orașul Voluntari. Femeia are 90 de ani, nu mai știe exact anul nașterii, iar de aici se declanșează un conflict instituțional cu polițistul, care acționează, desigur, ca la carte. Îmbrânceli, urlete, tot ce trebuie ca să intimideze adversarul, nu? Dar vezi cum faci cu mine, că nu te joci cu mine. Da, da. Uite, mă, trebuie să vorbești cu vecina cu mine. Așa, mă, milițienilor, nu vă lăsați. Doamna Carmen Dansă, româna, sper că ați fost pe fază, că ați apreciat manierele subalternilor. Ce credeți că toți sunt ca neciopliții aia care v-au oprit atunci în trafic să vă pupe mâinile până în fund? Nu, uite că mai există în poliție și bărbați adevărați, care nu se lasă impresionați de aparențe. Ok, și ce dacă femeia merge pe 90 de ani și a lăsat-o memoria? Lasă, lasă, că la cum arată mai mult de 85-86 nu-i dai, e verde hoașca de oncolo. E la bătătă, ce n-ai zis, nu-i bătătă, nu-i bătătă, dacă e bătătă, care e problema? Nu-i legi prin urma tale? Nu-i legi, dar ce mă, dar fai legi de un jucură, ce faci? Doamne, altul, mai e ceva de zis? Mai e ceva de adăugat? Nu prea. A, ba da, să zică mersi bătrâna că n-au căutat-o prin buzunare. Dacă avea și vreo legătură de pătrunjel asupra ei sau măcar niște urme de leuștean pe mâini, o punea și mai grav, mai rău decât femeia care vindea legume în Ploiești. Hai mai frate, că mergi fără cătușe. Mergi fără cătușe, cum să pui cătușe? Băi, eu vă stai acasă. Mergi fără cătușe. Să trăiți, nu, pardon, să trăiți, permiteți să raportez. Nu să trăiți, nu sunt îmbrăcat în uniformă pentru că am pus-o la spălat și atât, adică n-a mai rămas nimic. S-a dizolvat la a doua spălare în 6 luni, deși am respectat instrucțiunile comandantului. Nu le puneți în contact cu apă, aer, praf și nici măcar nu vorbiți tare pe lângă ele, că le intimidați. În momentul în care pui unul lângă altul, doi militari români, unul care termină misiunea și unul care abia vine în Afganistan, ai impresia că sunt din două armate diferite. Pe lângă faptul că se decolorează la soare, noua uniformă se scămoșează imediat și intră la apă. Ai, lasă-mă că n-au nimic, sunt bune. La fix pentru când aveți misiuni prin satele alea uitate de lume. O să vă integrați perfect în peisaj cu localnicii aia care pas capre în deșert. Și apoi cine vă pune, mă, să le spălați atât de des? Mai rar, nene, că oricum n-avem bani de apă în Afganistan. Nu mai zic de statul la soare. Păi normal că se decolorează dacă vă plimbați toată ziua aiurea prin soare. Uite, domnii generali care stau toată ziua și freacă menta în birouri de la 9 la 5. De ce nu se plâng? Ele ar trebui testate înainte de a fi achiziționate și în momentul în care ai achiziționat și mai ales l-ai trimis pe militar într-un teatru de acțiuni militare, deci să nu se facă de râs, să-i fie jenă să-și poarte uniforma, care ar trebui să fie un element de mândrie pentru fiecare militar al armatei. Până să ajungem la nenea ăsta care a fost șef al înzestrării armatei, e bine să știm că uniformele au fost luate fără licitație, ta-na-na-na-na, și au costat cam 30 de milioane de euro. Cam mult, mai făceam un referendum inutil de banii ăștia. E, și acum care o fi problema? E cum zice domnul de la armată, că ne crapă obrazul de rușine prin deșert? Evident că nu. E în primul rând o problemă de siguranță. Uniformele alea nu sunt pentru poze pe Facebook, mă. Nu sunt pentru nunți, ci în primul rând ca să-și poată face militarii treaba. Și doar știm noi care ne e treaba, nu? România va continua să-și asume în mod credibil și predictibil rolul de furnizor de securitate și stabilitate în regiune. Exact! Păi cum furnizăm noi securitate în haine de-astea, mă, luate parcă dintr-un magazin second hand? Nu poți să mergi la masa oamenilor cu farfuria de securitate și să-ți cadă gradele prin pahare. Tot vorbim noi aici despre vagoanele de bani pe care le ia apărarea la noi. Zeci de milioane de euro pe dotări, la rectificări tot timpul sunt pe plus. Ba, am mai cumpărat recent și niște bărcuțe și uite, tot rupți în fund. Parcă aveam proiecte babane de înzestrare, nu? Ciudat al naibii cum zboară banii pentru armată și când colo noi îmbrăcăm militarii de parcă n-am mai prins sac de haine la tirul cu ajutoare.
Ne-am tot plâns în ultimul timp că merg încet trenurile. Acum aflăm și cât ne-ar costa să se remedieze problema. Ca să modernizăm 10.000 de kilometri de cale ferată, prețul ar fi de vreo 6 miliarde de euro. Iar toată treaba ar dura cel puțin 15 ani. Asta în ideea că vor mai fi trenuri peste 15 ani și nu facem direct niște căi ferate spațiale. Iar suma de 6 miliarde de euro doar pentru reparații pare o glumă. Nu știu cât mai costă o țară în ziua de azi, dar cred că de banii ăștia ne descurcăm. Eu am mai văzut elementul ăsta. Mihai Frumosu, expert în sectorul transporturilor în cadrul Băncii Europene de Investiții, spune așa: pentru a obține acești 6 miliarde de euro, soluția cea mai simplă este un împrumut. E, na! Asta ne mai trebuie, acoane, să ne împrumutăm ca să avem bani de tren. Cu toate că e și o parte bună. La cât de încet merg trenurile, până ajungem la destinație, am și achitat împrumutul. Sunt clipe în viață când nu trebuie să gândești. Uite, acum înțeleg de ce s-au tot zbătut pionierii aviației. Plaicu, Vuia, Henri Coandă. Avioanele erau singura noastră șansă. Băieți deștepți, bă, și-au dat seama din start că nu suntem făcuți pentru transportul terestru. Și avem și un exemplu. Doamna Firea vrea să rezolve problema traficului din București decontându-le șoferilor benzina cu condiția ca ăștia să mai ia cu ei pe cineva. Cum ar veni să se cupleze mai mulți la o singură mașină ca să încurce mai puțin traficul? Adică Uber, doamnă? Păi vreți să ne spargă geamurile taximetriștii? Mă rog, pare că pentru doamna Firea cea mai bună alternativă la mașină e tot o mașină, dar altcuiva. Ca să încurajeze șoferii să împartă mașina cu străinii, primăria se oferă să le deconteze echivalentul la 2 plinuri de carburant pe lună. Doamne, sunt atâtea de zis că nici nu știi de unde să începi. Înțeleg. Cum o să se aplice această măsură? O să se instituie o poliție a ride-sharing-ului în București? Doamna Firea, da, am eu o idee mai bună, doamnă. Dacă vreți să luptați cu traficul din București, nu mai bine faceți un puci împotriva lui? Îl luați pe domnul Stănescu de la Olt, pe Bădălău ăla, mamă, și puneți la cale un complot ca să dați afară traficul din oraș. N-o să vă iasă, dar na, păreți deja obișnuit să pierdeți. Constat așa, uitându-mă la televizor, citind presa, presa noastră din ziare, da, că suntem și noi printre puținii proști cărora statul român, prin instituțiile sale, nu le-a umplut conturile cu cașcaval cu ocazia centenarului. Da, fraților, se sparg la bani publici cu acest centenar? E, o să aflăm peste vreo 10 ani, așa, când s-o prescrie tot. Până atunci, ce fel de centenar ar trebui să mai sărbătorim? Centenarul lui Mihai Viteazu? Centenarul lui Ștefan cel Mare? Nu credeți că sunt prea multe chestii care se fac anul ăsta de centenar? Pax populi! Ce centenar ar trebui să mai sărbătorim? Nu știu, centenarul Mihai Viteazu, Iova, centenarul Ștefan cel Mare. Mai sunt și alții conducători ai noștri care ar merita să sărbătorim un centenar? Chiorul ăla de Băsescu e bun de centenar. Da? Deci, cu Dragnea. Să sărbătorim. Să fac numai bune pe lume. Un conducător care ar merita un centenar din acesta, nu știu, Vlad Țepeș. Care a făcut 47 de victorii. Da, Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare. Hai mă. Centenarul lui Ștefan cel Mare la anul ar fi o idee bună? Da, cum? Da, și cu unirea. Da. Spuneți că Ștefan cel Mare, știți și numărul de victorii, v-a plăcut din istorie? Da. Ar trebui să mai sărbătorim, nu știu, vreun centenar de ăsta, centenarul Mihai Viteazu merge, sau centenarul Ștefan cel Mare. Sunt și alte lucruri importante care trebuie sărbătorite? După părerea mea, cred că hai să-l sărbătorim și pe Eminescu. Putem să mai sărbătorim și un alt centenar, nu știu, centenarul Mihai Viteazu ar fi o idee bună. Centenarul Ștefan cel Mare, alți conducători? Chiar pe toți ar trebui. Dar ce conducător vă place și noastră să-i organizăm un centenar de ăsta? Care v-a plăcut din istorie așa? Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare. Ar merge centenarul Ștefan cel Mare la anul, să spunem? Da. Da. Ați participat la manifestări și spuneți, un conducător care... Da. Ați văzut că anul ăsta sunt foarte multe manifestații cu centenarul ăsta. Ar trebui să mai lăsăm și pentru anul, sau sunt foarte... Ar fi Mihai Viteazu, ar fi Ștefan cel Mare. Mai sunt conducători care merită să sărbătorim centenarul ăsta? Pentru ei? Ce conducător v-a plăcut dumneavoastră așa din istoria noastră și merită un centenar? Eu la școală și cine mi-a plăcut mie de Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare. Merită să sărbătorim centenarul Ștefan cel Mare la anul?
Da, mie mi-a plăcut ca de copil mic. Ce v-a plăcut la Ștefan cel Mare? Toate războaiele și ce a biruit și ce a condus. A fost conducător calul. Da. Merită un centenar, de exemplu, Mihai Viteazu, credeți, pentru ce a făcut? Da, automat, automat. Ștefan cel Mare, nu știu și el, ar merita un... E automat că ar merita, da. Care merită fiecare câte un centenar. Da, au condus țara asta care... Da. Să începem de la anul să organizăm câte un centenar din acesta pentru, și pentru alți conducători la fel de mari. E o idee, da. Ce conducător v-a plăcut dumneavoastră din istoria noastră să îi facem și lui un centenar? Vlad Țepeș. Vlad Țepeș. Să sărbătorim la anul, spuneți, Vlad Țepeș, centenarul Vlad Țepeș? Da. Ar fi o idee bună. Să organizăm frumos cu țepe, cu... Să facem... Da, mi s-ar pare ceva corect și ceva frumos. Puneți-mi unul care v-a plăcut, care credeți că merită un centenar. Și Alexandru Ion Cuza și... Toți Mihai Viteazu și... Da. Prima unire? Merită Mihai Viteazu un centenar? Dar... Asta mă gândesc. Dar să ai făcut centenar. Ce centenar, frate? Că din 1600 până acum cât? Eu jumătate de secol. Stai așa să dăm filmul înapoi. Asta mă gândesc. Lasă-l la 1918 până acum în 2018, centenar. Da. Centenarul ăsta al unirii, da. Sunt și alți conducători care merită un centenar? Dă-le, primul rând, acum în țara asta e haos mare. Eu nu mai înțeleg pe nimeni. Pentru mine... Eu, părerea mea, era mai bun comunismul. Dar spuneți-mi din trecut, un conducător care merită un centenar. Ștefan cel Mare. Asta a fost, dragii mei. Ne vedem și mâine tot aici de la ora 22 și 30 de minute. Așteptăm sugestiile voastre pentru emisiune pe pagina noastră de Facebook. Nu uitați de aplicația Starea Nației. O puteți descărca gratuit din App Store și Google Play. Noapte bună! Să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.